Edi, te rog frumos, toată lumea și-a vestele, da? Le luăm pe noi și fetele, da? Și sigur, sigur, toate vestele le vom lua pe noi. Răziți-o după cum vă trebuie, da? Bun. Colegiul Național Elena Ghibadista s-a implicat într-o competiție națională numită Școli pentru un viitor inteligent. Acest concurs are o permanență, se dorește a fi permanent, numai că prima etapă de evaluare este până în iunie. Și în virtutea acestei participări am dorit să desfășurăm cât mai multe și variate activități. Cea de astăzi este doar una dintre ele și ne bucurăm că sunteți alături de noi. Partenerii care ne-au susținut, de exemplu, acum 3 săptămâni am avut o firmă de apă minerală care de ziua apei ne-a sprijinit și mulți cetățeni ai orașului au înțeles că ziua apei înseamnă ceva și nu numai ziua ca atare, ci apa în sine. Iar astăzi, cu sprijinul primăriei și a firmei Ared, am dorit să plantăm cât mai mulți vlăstari, tineri, de mesteceni și tăi, în locurile pe care cei de la serviciile digitale ni le-au indicat. Dânsii considerând că spațiul chiar din vecinătatea liceului este foarte potrivit pentru această acțiune. Elevii, după cum vedeți, sunt și erau mulți alții doritori să se implice. Ei sunt din clasele la 11-a în special, dar și o clasă de a 10-a. Și respectăm, repet, indicațiile celor de la primărie, vizând locația. Deci nu îi plantăm după capul și preferințele noastre. Cum răspunde elevii în general la acțiunile pe care le desfășurați și la concursul? Au fost mereu nerăbdători. Mereu eram întrebați când este următoarea, ce vom face și, de exemplu, urmează marșul bicicliștilor la care sunt extraordinar de doritori să participe, înțelegând ce înseamnă acest, să spunem, mijloc de sau această modalitate de protest. Prima sau următoarea acțiune este răspândirea unor fluturași pe care aceeași firmă ni-a suportat ca și cheltuieli, fluturași care vor cuprinde un decalog verde pe care sperăm cât mai mulți oameni să-l respecte. Sunt 10.000 de fluturași, de 10.000 de oameni îl vor vedea și măcar un procent dintre cei care vor vedea să încerce să respecte acele 10 reguli, zicem noi, foarte importante. La finalul acestor concursuri și acțiuni, veți primi cumva titlul de școală verde? Da, noi sperăm să obținem, dar nu acesta este neapărat scopul principal. Am spus că este o activitate permanentă și activitățile dorim să fie cel puțin lunare, deci cel puțin una pe lună. Se întâmplă să avem și 4 pe lună, în luna mai, de exemplu, avem 4 cel puțin, poate chiar 6. Și cuantificarea în sine sau faptul că vom fi declarat școală verde, foarte sincer, este în plan secund. În plan secund, pentru că, repet, în primul rând, educația elevilor este cea mai importantă. Cum răspund autoritățile? Este ușor să intrați în contact și să dezvoltați parteneriate? Au fost foarte receptivi și chiar dacă există câteva norme birocratice care trebuie să îndeplinite, o simplă cerere care trebuie înregistrată acolo, imediat, iată, domnul la primărie este aici alături de noi și au fost foarte punctuali, fiind, repet, foarte deschiși la tot ce am vrut să facem.